Bună, aventurieri! În acest video voi fi în spatele camerei pentru că vom desface mobila din casă și vreau să vedeți toate obiectele în amănunt. Sus o avem pe Boss Queen, iar terasa este plină de cutii pentru că nu am unde să le pun, dar va trebui să scoatem articolele diverse de aici. Vom începe de jos, cu salonul. În salon avem două cutii. Încerc să desfac scociul cu grijă să nu se rupă cutia. Sufrageria. Toate sunt ambalate în hârtie care imită ziarul. Avem știri LOL din sport, de familie, știri tehnice și apoi se repetă. Eu voi păstra aceste hârtii. Nu știu ce voi face cu ele, dar îmi plac. Să vedem ce avem aici. Un fotoliu. Nu știu cum se vede la voi, dar acesta e un roz care bate spre roșu. Iar aici este roz deschis, un pic spre mov. În rest este negru. Cred că este baza unei lămpi cu forme geometrice, foarte interesant. Sau de la masă. Ah. Aha, e o masă. De ce aveam impresia că este o lampă? Blatul mesei imită marmura cu alb și negru și stă. Vom vedea ce accesorii mai primim. Ah, iată și baza. Interesantă masă. Dar ce caută la sufragerie? N-ar trebui să fie în cutiile pentru bucătărie? Ha, vom vedea. Aceasta este ceva. Nu știu ce e. Este un pic cu defect. Vedeți? Îl pui așa și îți sprijin picioarele pe el. Wow! Uitați, aceasta este lampa. Și se aprinde. Ce drăguță e. Foarte modernă. Cu piciorul în spirală, albastru. O altă masă, mai mică, mult mai mică, ia uitați diferența. O măsuță de cafea, la fel imită marmura, dar invers, negru cu alb, cu picioarele aurii. Avem un glob de discotecă. Se poate lipi pe tavanul casei pentru că are un arici și partea aceasta este scotch. Deocamdată îl păstrez, nu-l lipesc. Nu vreau să mi se strice tavanul dacă voi decide să-l deslipesc. Și piesa cea mai mare, canapeaua, albastru închis, ca și piciorul lustrei, cu turcoaz, cu același model de spirală, dar pe roz, și biluțele roz ca la această piesă de mobilier. Haideți să amenajăm un pic, punem lampa pe margine, ups, să scot globul. Canapeaua, aici avem un șemineu. Masa, cred că va fi la bucătărie. Nu știu de ce am eu așa impresia. Haideți să deschidem și mobila de la bucătărie, să vedem dacă avem o altă masă sau nu. Wow, un frigider! Ce mare e! BB, LOL, OMG, ABC. E negru, parcă imită tabla și aceștia cred că sunt magneți. Iar aici este numele firmei de frigidere. Să-l deschidem. Avem un raft. Puțin îndoit. Oare dacă îl pun invers în dreaptă? Și încă unul. Și două sertare. Foarte chic acest frigider. Dar nu pot să-i pun sertarul înapoi. Drept. Ce se întâmplă? N-a intrat bine? Aha. Trebuie băgat aici pe șină. Punem și raftul. Congelatorul nu se deschide? Ah. Se deschide, dar greu. A, avem și surprize. Să vedem ce găsim în congelator.
Și ascund bani în congelator. A, gheață. Nu sunt bani, e gheață. Și am un cub mare de gheață. Asta se formează doar când nu îți deschizi frigiderul și congelatorul. Ceea ce nu-i bine. Am găsit o conservă de ananas. Acestea sunt primite la Lidl, dar este o ediție veche. Este cam mare, e o cutie XXL. Dar ananasul e sănătos, deci e bine. Să vedem unde îl punem aici. Care? Avem scaune, bara de protecție, atunci când vor sta bebelușele la masă și dacă vrem să fie mai sus, le montăm această bază. Gata! Și nu avem masă. V-am spus eu că acea masă era de la bucătărie. Perfect! Acum avem o masă înaltă, două scaune și un frigider. Deci bucătăria este completă, dar doar pentru două persoane. Mergem mai departe la baie, unde avem doar o cutie. După cum vedeți, deja le-am pus păpușilor două coșulețe de rufe murdare, cele care sunt de la Fashion Crush. Îmi plac foarte mult, sunt drăguțe și mi se pare că se potrivesc. Mai multe obiecte, o cadă care are dopul ca o suzetă, duș cu apă caldă și rece și baterie. Deci trebuie să facă ceva. Ah, tragem de siguranța aceasta. Se aprinde dușul. Știți că sunt capete de duș care se fac în mai multe culori? Am vrut și eu să-mi cumpăr, nu știu dacă arată bine sau nu, dar le-am tot văzut pe internet. Ar fi fain să ți se aprindă lumina la duș așa. Îmi place. Aici avem toaleta. O toaletă neagră cu hârtie igienică aurie, foarte fancy. Tragem siguranța și... toaleta face zgomot de toaletă. Foarte drăguță și asta. E interesant cum s-au gândit să pună și zgomot de toaletă. Gata, baia cu un coș de rufe pentru fete, unul pentru băieți, dușul și toaleta. Am ajuns la dormitor, care are cele mai multe cutii, 3. Și am găsit măsuța de machiaj, scaunelul, un taburet cilindric cu o pernă neagră, spătar îngust, îmi place. Și măsuța de machiaj Vanity, are sertare care funcționează, le putem scoate. Oare cad dacă întorc? Cad? Nu cad, dar opritor, e bine. În care putem depozita tot felul de accesorii și oglinda de pe care trebuie să scoatem folia de protecție. Mi-ar fi plăcut să se lumineze oglinda, toate măsuțele de machiaj au o oglindă cu multe, multe lumini, ca să te vezi bine când te machiezi și mi-ar fi plăcut și aceasta să se aprindă, poate mai mult decât dușul. Deși și dușul este super drăguț, aceasta ar fi fost mai practică. Un pătuț pentru bebeluș, ce drăguț este, cu fundiță, cu saltea albastră, cu roz și bleu și o pernă ca o floricică. A, și se leagănă. Ups. E balansoar. A, mă ia cu somn numai când mă uit că se leagănă așa frumos. Sunt două paturi care pot sta separat sau se poate face pat etajat. L-am montat cu capul aici pentru cel bleu și capul aici pentru cel roz. Din greșeală, așa s-a nimerit. Dar are mic, unul doarme cu picioarele și unul doarme invers. Are și scară, se fixează pe lateral a patului și topogan care se atârnă de bara patului. Avem și lejerie, o păturică bleu cu forme geometrice și una roz, o pernă turcoaz cu negru și una roz cu negru. Gata, patul nostru este făcut. Putem merge la culcare. Urcăm la etaj, la dressing am doar o cutie și nu știu de ce. Nu mai mi-aduc aminte dacă au fost mai multe sau este doar una. O să mă uit pe internet să văd dacă îmi lipsește ceva. Dar haideți să o deschidem să vedem ce e în aceasta.
Un raft cu umerașe, un suport. Chiar vreau să probez hainele Eloel să văd cum se așează. Uitați, am descoperit. Se pare că nu sunt așa cum scria pe cutie. Scaunul pe care nu știam eu unde să-l pun, de fapt este șezlong. Într-adevăr, îți pui picioarele pe partea albastră. Dormitorul are doar patul și pătuțul de bebeluș. Iar masa de machiaj trebuie să fie sus în dressing. La baie avem obiectele pe care le-am deschis și eu. Masa înaltă la bucătărie cu scaunele și frigiderul. Să testăm câteva hăinuțe cum se așează pe umeraș. Cam asta e. Rochea de sus e cam la limită, aproape că ajunge la umerașul de jos, iar baza mi-ar fi plăcut să fie un pic mai lată ca să nu se răstoarne. Am ajuns și la terasă. Această cutie am desfăcut-o deja când am făcut unboxing-ul pentru casă. Voi lăsa un link aici în caz că nu ați văzut când am desfăcut casa și am montat-o. O umbrelă, să nu ne bată soarele, deși acum este noapte. Puteți întoarce peisajul și să fie ziua. Tot în cutie este și semnul de vânzare pe care l-a pus Boss Queen ca să vândă casa. Boss Queen, adică sora lui Da Boss. Acestea sunt obiectele care au venit împreună cu casa, dar eu voi mai adăuga câteva. Am aici pătuțul lui Neon Cutie din setul de mobilă din valul 1 și pătuțul care vine cu acel set. Acestuia nu i-a pus biluțe drăguțe aici jos, cum au toate. Nu-mi place. Era mai frumos dacă avea și el bile. Acesta este setul. Mai are o pernuță, deci două pernuțe și un ursuleț cu care se joace. Îl punem în pătuț. În dressing voi adăuga șifonierul lui Queen Bee și oglinda ei. Pe terasă mai vreau să adaug acest chioșc. Am umplut casa cu obiecte pe care nu am unde să le pun. Fotoliu care l-am cumpărat de la târg. Acest scaun pe care vreau să-l pictez. Șemineul care e de la târg, o canapea pe care o aveam. A, și o cadă. Aceasta a fost mobila. Spuneți-mi cum vi s-a părut în comentarii jos. Și nu uitați să ne urmăriți și pe canalul de vlog Aventurile Familiei Valentin. O zi excelentă! Pa, pa!